România nu a scos nici măcar un afgan care ne-a ajutat să ne ducem la bun sfârșit misiunile în Afganistan. CSAT a decis ca 200 de militari de-ai noștri să desfășoare în continuare misiuni cu acest scop. Dar vecinii noștri unguri s-au mișcat mult mai bine. Au scos deja 160 de afgani care au ajutat forțele NATO. Ne mișcăm greu și la capitolul informații. Flavius conduce o asociație din Timișoara care se ocupă de ajutorarea migranților. I-a cerut ajutorul, iar Flavius a încercat să găsească sprijin la Ministerul Afacerilor Externe. Am vorbit cu o secretară, am fost transferat către relații cu publicul, după ce am fost transferat către secția consulară, informațiile nu erau acolo, am revenit încă o dată, în final, după mai multe telefoane le-am renunțat, pentru că nu am găsit niciun răspuns concret despre această procedură, ce trebuie să facă un afgan să solicite ajutorul statului român. Flaviu se întreabă de ce nimeni din Ministerul Afacerilor Externe nu l-a direcționat spre un departament care să-i ofere informații, mai ales că lucrurile sunt clare sau cel puțin așa ar trebui. Uite ce spune Florin Câțu în urmă cu câteva zile. Aș vrea să reiterez un anunț foarte important, un mesaj foarte important către toți cetățenii români care se mai află în Afganistan și nu au contactat încă misiunea diplomatică a României din Pakistan. Repet, misiunea diplomatică a României din Pakistan. Să se adreseze urgent ambasadei României la Islamabad. E prima dată când aflu informația asta. Nu am prins acea știre și mă gândesc că nici persoanele din Afganistan nu urmăresc declarațiile prim-ministrului. Cred că toată lumea se gândește prima dată să sune, să caute Ministerul de Externe. Așa ar fi normal sau așa gândim noi că e normal. E drept, pe site-ul MAE sunt și alte numere de telefon și adrese de mail de la direcții specializate, unde probabil Flavius ar fi avut mai mult noroc. Poate, pentru că ceea ce ar trebui să fie o comunicare simplă, iată, e o loterie. Am solicitat și noi la Ministerul Afacerilor Externe un punct de vedere pe subiect, însă nu l-am primit.